Bună dimineața, scuze încă o dată. Cum nu există conferință fără probleme tehnice, am bifat și lucrul acesta până în liniștit, să mă cor să meargă aparatele de acum încolo, sper eu. Numele meu este Georgiana Iorgulescu și reprezint Centrul de Resurse Juridice în fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația dumneavoastră. Știu că foarte mulți veniți de la niște distanțe considerabile. Asta și scopul pentru care ne-am adunat astăzi este de a discuta despre evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu, așa cum sunt acestea transpuse de către autoritățile noastre centrale și locale. Este un eveniment în cadrul unui proiect FARE, ultimul proiect FARE al Centrului de Resurse Juridice. Este o zi dedicată multor prezentări. Sunt convinsă că sunt interesante. Structura este în felul următor, câteva prezentări, după care o perioadă de dezbatere la care dumneavoastră, ăsta e motivul pentru care m-am invitat, să puteți să puneți întrebări celor care au prezentat diferite lucruri. Mai este important să știți că avem traducere din engleză și spaniolă, motiv pentru care o să vă rog pe dumneavoastră, cei din sală care urmează să puneți întrebări, precum și pe cei care prezintă, să vorbească ceva mai rar, nu așa cum fac eu acum, vorbim foarte repede, astfel încât colegii traducători să poată să țină ritmul. Aș vrea să vă mai cer permisiunea de a înregistra în folosul public, ca să zic așa, această conferință, măsura în care sunteți de acord. Sau mai bine spus, dacă sunt obiecții, că e mai ușor. Dacă nu, atunci colegul nostru o să facă acest lucru și vă mulțumesc. Pentru aceasta. Sunt puțin în întârziere, așa că v-aș ruga să-mi permiteți să îi dau cuvântul colegei mele. Nu merge? Merge, că nu înțeleg. Eu tocmai am anunțat că o să meargă. Da. Colegei mele, Cătălina Rădulescu, avocatul nostru, cea care coordonează programul de litigii strategice și implicit a coordonat și acest program FARE despre care v-am vorbit. Te rog. Mulțumesc foarte mult. Sunt Cătălina Rădulescu. Sunt avocat în barul București și am coordonat acest proiect. În general, coordonez și programul de strategic litigation al Centrului de Resurse Juridice, în care dreptul la mediu este una din componentele esențiale pe care o urmărim. Proiectul nostru s-a numit Evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu, proces de transpunere și implementare la nivelul factorilor implicați. Obiectivul general acestui proiect a fost îmbunătățirea transparenței procedurilor de participare a publicului la luarea deciziilor de mediu în cadrul acestor proceduri de evaluare impactului asupra mediului și de evaluare strategică de mediu, despre care știm că sunt derivate din normele comunitare, din directivele europene. Obiectivele specifice, îmbunătățirea cadrului legislativ în ceea ce privește accesul la informații de mediu, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu și acces la justiție în probleme de mediu. În cadrul acestui obiectiv de îmbunătățire a cadrului legislativ s-a realizat o analiză a legislației și a implementării legislației europene în România. Analiză care este descrisă în ghidul pe care l-ați primit la înregistrare. Al doilea obiectiv, dezvoltarea capacității reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și a factorilor implicați în procesul de evaluare impactului de mediu și de evaluare strategică de mediu, referitor la participarea activă în procesul de luare a deciziilor din cadrul celor două proceduri, cu privire la legislația și procedurile interne și la nivel european. În cadrul acestui obiectiv am organizat un training pentru echipa de proiect la care au participat 8 monitori care au provenit din rândul organizațiilor neguvernamentale, precum și 3 avocați. Ei au fost instruiți cu privire la legislația de mediu și cu privire la metodele de monitorizare a unei asemenea legislații și au activat timp de 8 luni în cadrul proiectului, monitorizând autoritățile de protecție a mediului din România. Ultimul obiectiv, responsabilizarea și conștientizarea societății civile cu privire la necesitatea participării active a cetățenilor la procedurile de evaluare a mediului și de evaluare strategică de mediu. Acest obiectiv a fost atins prin
distribuirea materialelor rezultate din proiect și prin comunicatele de presă care au avut ca obiect atât organizarea sesiunilor de instruire pentru factori implicați în aceste proceduri, respectiv funcționari publici, judecători și ONG, reprezentanții ONG, au fost organizate trei asemenea sesiuni de instruire. De asemenea, prin mediatizarea cazurilor în instanță pe care le-am dus ca urmare a monitorizării aplicării legislației și atunci când am observat încălcări ale legislației care au fost semnificative, am mers în instanță conform procedurilor de acces la justiție. Acestea sunt directivele a căror transpunere și implementare am urmărit-o în România. E vorba de directiva Aarhus, e vorba de directiva EIA, directiva SEA. Acestea au fost grupurile țintă ale proiectului, autorități de mediu și ONG-uri. Aș vrea să precizez aici că au fost invitate și autoritățile de mediu centrale, Agenția Națională de Protecție a Mediului și Guvernul României, însă, din păcate, în România, situația politică nu a permis prezența unor reprezentanți acestor autorități. Din câte știu, în momentul de față, guvernul a fost demis și sunt frământări în întreaga... Agenția Națională sunt Era vorba de o invitație adresată președintelui Agenției Naționale, care ar fi trebuit să... președintele a fost demis. Da, deci asta spuneam, că a fost demis guvernul și, ca urmare, sunt frământări la nivelul acestor instituții care n-au permis prezența unor reprezentanții acestor autorități care ar fi trebuit să țină un speech despre proiect și despre legislația de mediu în acest proiect. Din păcate, nu a mai fost posibil acest lucru. Acestea sunt activitățile pe care le prezentam puțin mai devreme, odată cu obiectivele. De asemenea, pentru conștientizarea societății civile, informații au fost incluse și în pagina de web a Centrului de Resurse Juridice, care conține o secțiune dedicată acestui proiect. Ghidul realizat în acest proiect și pe care l-ați primit a urmărit, a avut aceste obiective. Sperăm noi că le-am atins și că o să ajungeți la concluzia asta după ce îl veți lectura. Concluziile, principalele concluzii ale celor patru experți care au realizat acest ghid, doamna Ștefania Ruschi, avocat în Baroul Iași, domnul Emilian Burdușer, director la UNESCO Pro Natura, domnul Radek Moțchi, avocat din Cehia și reprezentant ONG, și domnul Eduardo Salazar, avocat din Spania, membru AHA, care din păcate n-a putut să fie alături de noi pentru că are probleme de sănătate și înlocuiește domnul Eric Eurenia de la aceeași organizație. În ceea ce privește transpunerea directivelor, noi am constatat că transpunerea prin hotărâri de guvern și prin ordine de ministru contravine articolul